Ordinea candidaților pe lista PMP Gorj va fi anunțată săptămâna viitoare. Termenul a fost avansat de fostul lider Eugen Tomac, prezent joi după amiază la Târgu Jiu. Tomac a spus că lista este analizată de o comisie care verifică fiecare candidat. De la Târgu Jiu a plecat spre București o listă cu mai multe propuneri. În clipa de față sunt în plină evaluare toate aceste propuneri de către o comisie pe care, din care fac parte și eu și domnul președinte Steriu și după ce vom finaliza toate aceste propuneri, toate aceste evaluări, vom face și prezentarea listei. Cel mai probabil săptămâna viitoare va fi prezentată într-o conferință de presă aici sau poate într-o conferință de presă sau un eveniment pe care îl vom pregăti la București. Urmează să stabilim acest aspect. Tomac a declarat că se va ține cont de punctele de vedere ale organizației județene. Gorjul a fost una dintre organizațiile care au obținut un rezultat bun la legerile locale. Asta uh, este și motiv pentru care organizația va avea un cuvânt de spus în procesul de uh, desemnare finală a candidaților. Ne-am dorit însă oameni care s-au -au implicat activ la alegerile locale să se regăsească și printre cei care candidează. Ultimul cuvânt în ceea ce privește lista pentru viitoarele alegeri parlamentare îl are însă președintele Traian Băsescu a susținut Eugen Tomac. Ultimul cuvânt îl are președintele Traian Băsescu. Uh, și legea, eu oferă acest uh, prilej de a fi cel care pune ultima semnătură pe listă înainte de a pleca către biroul electoral central. Organizația de la Gorja PMP a anunțat pentru săptămâna viitoare când va fi prezentată lista finală un miting al partidului la care va participa și președintele Traian Băsescu.